Aș vrea să împărtășim din cuvântul Domnului, ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă, din Romani, capitolul 14. Romans chapter 14, verses 17, 18 and 19. Roman, capitolul 14, de la versetul 17 la 19. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, cine prihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, cine slujește lui Hristos în felul acesta, este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Și cu toți aș vrea să zicem amin. Voi fi respectuos să vă reașezați. Într-adevăr, în 1978, când am ajuns pentru prima dată în America, America arăta puțin altfel. Biserica avea o altă dinamică, atât Biserica Americană, cât chiar și Biserica Română. Și în perioada aceasta a următoarelor alegeri care vor avea loc aici, în America și în România, suntem extrem de frământați de gândul acesta ce are viitorul pentru noi. Aș vrea să vă încurajez, dacă sunteți cetățeni americani, să mergeți la vot. Și al doilea lucru. Chiar dacă poate jignesc pe cineva, eu voi vota oricine e republican. Ok, ia, yeah, go ahead, go ahead. Și frații democratici sunt faini. Dar eu am o întrebare pe care am ridicat-o la noi în biserică poate că n-ar fi rău să o ridic și aici. Oricum, cine știe dacă mai ajung chiar înaintea următoarelor la regeri. În primul rând, nu știu dacă trăiesc până atunci, în patru ani. Dar întrebarea este următoarea. Oare vom fi noi mai pocăiți dacă câștigă Trump? E o dorință sau va fi o realitate? Dați-mi voi să vă spun că eu, dal voi vota pe Trump. Uh, frate David, minutele astea nu se consideră la timp. Uh, dar mai important decât pe cine îl aleg, este să aleg să trăiesc pentru Dumnezeu. Că de fapt, ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, eu nu cred că lucrurile se vor uh, limpezi. Pentru că lucrurile vor merge într-o anumită direcție în care Dumnezeu le îngăduie, și chiar dacă nouă nu ne plac, toate sunt în economia lui Dumnezeu. De aceea mi-a pus Domnul pe inimă ca și în dimineața aceasta să vorbesc despre acest subiect al împărăției lui Dumnezeu. Deși iubesc țara în care trăiesc, deși mulțumesc lui Dumnezeu pentru țara în care trăiesc, totuși, cel mai important pentru noi ca și copii ai lui Dumnezeu este să ne gândim la o împărăție care nu se alterează, a cărui împărat nu se mai schimbă și care va rămâne pentru vecii vecilor și acesta este Dumnezeu. Amin. Și zicem cu toții, lăudați să fie Domnul! Pentru că dacă ochii noștri, chiar și cei umani și cei spirituali, se îndreaptă într-o altă direcție, s-ar putea să ajungem oameni foarte dezamăgiți, foarte deprimați. Ce se întâmplă în societatea unde noi trăim e incredible. Dar Biblia spune despre lucrul acesta. Și noi credem că este extrem de important pentru că e un interes personal să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Toate celelalte împărății sunt importante. Afectează viața noastră de zi cu zi. Dar cel mai mult care poate să afecteze viața noastră acum și în viitor e împărăția lui Dumnezeu. Și în lumina acestui gând credem că împărăția lui Dumnezeu, așa cum noi o cunoaștem, în măsura în care am experimentat-o, este extrem de important pentru noi. Pentru că și Hristos Domnul spunea, căutați mai întâi împărăția și neprihănirea și celelalte lucruri vi se vor adăuga pe deasupra. Nu numai împărăția, ci și neprihănirea. Pentru că împărăție fără neprihănire s-ar putea să ne ducă la alt Dumnezeu. Al intențiilor personale și a gândurilor noastre. Dar împărăția lui Dumnezeu, mai ales pentru noi care suntem aici, Aș dori să ne ajute Domnul să trăim din toată inima și să zicem, Doamne, cum ne a învățat? Vie împărăția Ta! Vie împărăția Ta! Și ai de important pentru fiecare dintre noi. Haideți să subliniem din cuvântul lui Dumnezeu care este caracterul împărăției lui Dumnezeu. Dacă tot vorbim de ceea ce este veșnic, de ceea ce este etern, de ceea ce este neschimbat, de ceea ce ar trebui să mă afecteze, pentru că vârsta mă ajută să-mi amintesc că nu voi sta pe pământul acesta veșnic. Dacă dumneatale crezi așa, ferice de dumneatale, dar oricum teoria dumneatale se va schimba într-o zi. Și eu am crezut când am fost tânăr că niciodată nu voi îmbătrâni frate Lazar. Și e adevărat. Dar numai la minte, în rest, e <laughs> cu totul altfel. Și spunea cuvântul Domnului, prin Domnul Iisus Hristos, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. În Matei 18 și versetul 3. Pentru că acest caracter al împărăției lui Dumnezeu are de-a face, da, cu unele adevăruri care nu ne plac să le auzim prea des. Și anume, Nașterea fizică nu include pe nimeni în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu are nepoți. Dumnezeu are doar fii și fiice. Dar de fapt acolo vom fi numai fii. Pentru că cei care ajung să cunoască adevărata a lui Dumnezeu, Așa cum spunea omul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, în Roman 14, Împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Nașterea fizică, faptul că ne-am născut într-o familie de creștini, nu ne asigură că vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, deși doresc în toată inima Domnul să ne mântuiască pe noi și familiile noastre. Cred că e criza cea mai mare a celei de-a doua și a treia generație de pentecostali. Vorbim de bunicii care l-au cunoscut poate pe Dumnezeu, vorbim poate de părinții care l-au cunoscut pe Dumnezeu și îl spune Dumnezeu lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Întrebarea se pune, e și Dumnezeul meu? Amin. Am ajuns eu să mă întâlnesc cu el? Am ajuns eu să recunosc realitatea că nașterea fizică nu include pe nimeni în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că spunea cuvântul Domnului adevărat, vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu veți intra în împărăția cerurilor, e o realitate. Și trăim această realitate care ne afectează, pentru că spunea Domnul Iisus Hristos unui teolog, a unui om a cărui inimă se apropia de împărăția lui Dumnezeu și nu știa cum să o aproci, cum să se apropie de ea. S-a dus la Domnul Isus seara. Probabil să nu fie văzut de alții, probabil să fie discuția mai intimă, probabilitățile pot fi multe. Este clar că Domnul vorbea cu un om care avea cunoștință de cuvântul lui Dumnezeu și a spus, învățătorule știm că nimeni n-ar putea să facă lucrările pe care le faci tu dacă n-ar fi Dumnezeu cu el. Pentru că ceea ce este omenesc noi putem să facem ca oameni, dar ceea ce este etern și veșnic și în parte din împărăția lui Dumnezeu poate să facă numai Dumnezeu, numai Dumnezeu. De aceea s-a uitat la el cu multă dragoste învățătorul Așa cum se uită Domnul la fiecare dintre noi, ne analizează și vrea să ne ajute. Și s-a uitat la Nicodim și i-a spus marele adevăr care trebuie să fie un clopoțel prin care să ne atragă Domnul atenția și nouă. Adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din duc, nu poate să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. De aceea, caracterul Împărăției Lui Dumnezeu este foarte important să recunoaștem că nașterea, din punct de vedere fizic, nu garantează intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu. Prin nașterea de sus, omul poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Așa spunea Mântuitorul: Dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Atunci când cineva cu adevărat este transformat de puterea lui Dumnezeu, nu e vorba de o reformă socială. Nu școala de corecție ne învață pe noi adevărul. Când ești născut din împărăția lui Dumnezeu și prin puterea cuvântului și a Duhului care lucrează în inimă pentru pocăință, întoarcere și nu reformare, ci transformare, viața ta este total diferită. Dacă crede cineva să zicem laudă să fie Domnul. Piră Thomas. Cred că doctorul Gog s-ar putea să-l cunoască, un frate german pe care eu l-am cunoscut în Germania în anii tinereții mele când eram la studii acolo a fost cuprins de problema aceasta care a fost cuprins și mulți tineri de ai noștri, din păcate. Mă refer națiunea română. Să ferească domnul chiar și în bisericile noastre să fie problema aceasta, ci toți să ajungă să-l cunoască pe Dumnezeu. Dar tânărul acesta în Germania. A ajuns în biengurile și în uh, grupurile acestea de oameni care uh, s-au gândit ca să evadeze din lumea problemelor și folosind drogurile să trăiască altfel. Viața lui era aproape ruinată. Dar într-o zi, cineva i-a vorbit despre puterea de schimbare a împărăției lui Dumnezeu. S-a predat omului în tinerețe. Nimeni nu știu ce se va întâmpla cu el, care va fi călătoria lui în viitor. Dar cazul acesta e caz real, care încă și astăzi e adevărat ce vă spun acum. S-a predat Domnului Ameza seminarul teologic din Germania, a stat la dispoziția Domnului, s-a căsătorit și împreună cu soția au răspuns chemării lui Dumnezeu să meargă în Africa. Până în ziua de azi sunt misionari în Africa. În 2006, când m-am înscris la programul de doctorat în Cleveland, Tennessee, mi-a fost coleg la una dintre materiile pe care le-am avut împreună și ocazional ne mai vedem, ne salutăm. Și că mă uit la Piră, Thomas, mă uit la o minune a lui Dumnezeu. La puterea lui Dumnezeu care poate transforma. Și în dimineața aceasta zic, Doamne, mai transformă inimi. Că de religiozitate suntem sătui de programe suntem sătui, dar de puterea lui Dumnezeu niciodată. Și zicem, Doamne, puterea Ta să vină la lucru în ziua de azi. Amin. Pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Pentru că așa cum l-a schimbat pe omul acesta, așa poate să schimbe și viața noastră. Caracterul esențial al împărăției lui Dumnezeu este foarte important pentru noi să recunoaștem necesitatea intrării în Împărăția Lui Dumnezeu. Și poate chiar ar trebui să te și întrebi pe tine, simatul meu, fie aici, fie online, oriunde vei auzi mesajul acesta, tu ai ajuns să intri cu adevărat în Împărăția Lui Dumnezeu? O, bisericile sunt frumoase, sunt necesare. Noi ne cultivăm și creștem din punct de vedere uh, spiritual. Noi suntem chemați la o experiență a trăirii noastre cu Dumnezeu. Dar nu biserica e ceea ce trebuie să ne impresioneze pe noi. Pe noi trebuie să ne impresioneze capul bisericii care e Hristos Domnul care a avut putere să-mi transforme viața mea și a dumneatale care ești în casa lui Dumnezeu, pentru că a experimentat împărăția lui Dumnezeu, e nevoie de o căutare în colaborare cu voia lui Dumnezeu. Pentru că așa spunea Pavel și la Romani, la capitolul 1 și versetul 19 fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei că își le-a fost arătat de Dumnezeu. Adică vocea lui Dumnezeu prin conștiință ne mai aduce aminte că există un Dumnezeu, că există o zi în care ne vom întâlni cu acei ochi care sunt capara focului, că ne vom întâlni cu realitatea că ni se dă o vreme pe pământ și vremea aceea e limitată. Așa cum spunea un coleg de-al meu în programul de doctorat, spunea, el am probleme de sănătate foarte mari. And I am living on a borrowed time. Adică trăiesc într-un timp împrumutat de Dumnezeu. Nu știu cât timpul împrumutat de Dumnezeu pentru mine. Mulțumesc lui Dumnezeu că s-a atins de soție și că dumneavoastră v-ați rugat și zicem pentru toți ce e nevoie Dumnezeu să lucrează. Dar nu știm cât e îngăduit de Dumnezeu în căutarea noastră pe pământul acesta. De aceea avem nevoie să ne întoarcem la Dumnezeu, ca și noi să experimentăm nu religiozitate, ci relație cu Dumnezeu. Acea putere care te ajută să treci dincolo de toate problemele efemere, trecătoare, care te fac să dai înapoi de multe ori, care te fac să nu mai vezi împărăția lui Dumnezeu. Și mie, ca predicator, trebuie să mă opresc din drum câteodată și să-mi pun întrebarea, oare ce văd eu? Oare la ce mă uit eu? Altfel spus, când predic eu, predic împărăția lui Dumnezeu? sau psihologie umană, gânduri, da, sunt bune, toate spuse. Aceasta era problema austriecilor care veneau la diferite căsătorii în Austria când am început lucrarea în Austria. Majoritatea erau tine despre care vorbesc pocăiți și lucrau la diferiți proprietari și când se căsătoreau își invitau proprietarii să vină la biserică. Și veneau câte unul, doi, ocazional, așa. Și veneau după aceea să vorbească cu mine și mă întrebau, domnule pastor, cum se face ca la dumneavoastră sunt atâția tineri în biserică? Pentru că, în mod normal, tinerii care vin în România și ajung la toată libertatea răutăților, care pe vremea comuniștilor erau multe interzise în România, ei nu se duc la lucruri acelea, ci vin la biserică și văd că se închină lui Dumnezeu și fac o sărbătoare așa frumoasă anunții lor. Pentru că noi avem clădiri și biserici, dar nu mai avem oameni. Să mai duc doi, trei seniori, bătrâni. Mai nou nu-mi place să folosesc termenul de bătrâni, îmi place să le spun maturi. <laughs> Știți dumneavoastră, oglinda îmi vorbește câteodată. <laughs> cum îi aduceți pe tinerii aceștia la biserică? Și am spus, doamnă sau domnule, aș dori să vă dau a magic answer. But there is no magic answer. Dacă împărăția lui Dumnezeu a pătruns într-o inimă și a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, acelei persoane nu trebuie să-i spui în fiecare zi, caută-L pe Dumnezeu. Că din lăuntru este învățat să trăiască pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie să experimentăm împărăția lui Dumnezeu. Samuel a fost dus de mama sigur, în locul cel mai bun și a predat cel mai bun om posibil din Israel. Și Domnul l-a chemat, Samuele. Și a dus la el și a spus, m-a chemat. Eu nu te-am chemat, du-te și te culcă. A trebuit să se repete lucrul acesta de câteva ori la un moment dat în sfârșit Elisei, uh, Eli, să-și dea seama că îl cheamă Dumnezeu. S-ar putea și noi în călătoria noastră să ajungem lângă unii care nu mai aud împărăția lui Dumnezeu și nu știu de nevoia aceasta de întoarcere în țara în care noi trăim, unde a fost atâta trezire spirituală. Noi avem nevoie de puterea lui Dumnezeu și să experimentăm această realitate a împărăției lui Dumnezeu, să cunoaștem nu teoretic, ci să cunoaștem practic. Știți că Domnul Iisus Hristos i-a mustrat pe frații farisei, dar adevărul e următorul. Dacă trăiai în timpul Domnului Isus Hristos, farisei erau cei mai dedicați, cea mai dedicată sectă sau grupare religioasă. Era o cinste cineva să spună că ești fariseu pe vremea aceea, până s-au întâlnit cu adevărul, adică cu Hristos Domnul, și a trebuit să le spună niște cuvinte așa de grele. Frate David, dacă trebuie noi să vorbim, să predicăm așa, nu știu când ne-ar ține bisericile ca păstori. Morminte? Doamne! Și spunea Domnul Iisus Hristos, ce vă învață ei, voi să faceți. Dar după faptele lor, să nu vă luați. Pentru că ei cunosc știu, dar nu trăiesc. Și doctorul Luca sublinează, în fapte, în capitolul 1, că în spune, spune mult sau apucă să scrie despre viața Domnului Isus Hristos. Și el începe așa. Citește acasă, primele versete. Tot ce a început să facă și să învețe Mântuitorul. Pentru că sunt prea mulți care cunosc prea multe, dar nu trăiesc. Și noi, ca biserica Domnului, Cel care a ajuns să cunoască împărăția lui Dumnezeu, avem nevoie mai mult ca oricând să zicem, Doamne, ocupă-te și de viața mea. Să te cunosc, Doamne, ca să pot să trăiesc pentru tine. Nu să te cunosc, să știu doar să spun la alții. Nu să te cunosc și să impresionez pe alții. Cam și eu un nume și o religie, ce să am o relație împreună cu Mântuitorul și Salvatorul. Cine ar fi crezut că un om ca Saul din Tars, care a început să persecute biserica, vă dați seama, trădătorul comunismului, dacă vreți, din timpul comunismului, a... s-ar putea întoarce la Dumnezeu? fratele Anania, când Domnul a început să vorbească cu el, nu Anania și cu doamna Safira, că mai este un alt Anania, care nici măcar nu era evidențiat ca mare om al lui Dumnezeu, dar era un ucenic al Domnului, căruia Domnul i-a vorbit și a spus Anania, du-te că vreau să te rogi pentru un... Doamne, dar n-ai auzit la ABC, NBC și toate newsurile. Cine e omul acesta? O, să știți că newsurile și atunci călătoreau ca și azi. Și a spus nu dute, căci el se roagă un om care se roagă a ajuns să experimenteze puterea prezenței împărăției lui Dumnezeu un om care știe să se smerească, un om care știe să caute voia lui Dumnezeu este acea persoană care e plăcută înaintea lui Dumnezeu și adevărata persoană care ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu experimentează împărăția lui Dumnezeu pentru biserica Emanuel aici, pentru Maranata în sacramentul și pentru toți copiii Domnului doresc în toată inima Doamne, revelează în împărăția ta. că tata și mama, spune psalmistul, mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Într-o zi se va spune că Moise Gaudi a luat ultimul avion și a plecat acasă la Domnul. Asta e realitatea și despre dumneatale, oricine ai fi și orice vârstă ai avea, orice evidențe materiale ai avea în lumea aceasta, trebuie să-ți dai seama că am nevoie și ai nevoie de împărăția lui Dumnezeu. De aceea, ultimul gând cu care mă apropii de încheiere, pe lângă caracterul extrem de important al împărăției, care trebuie să-l cunoaștem și să nu-l confundăm. Nici o altă religie. Să nu confundăm experiența împărăției lui Dumnezeu, al cunoaște pe Dumnezeu, nu ce mi-a spus bunicul și tăticul și învățătorul de școală duminicală, ci eu, cum spunea cântarea, am nevoie să mă rog. Nu tata, nu mama, deși și tata și mama, și aș mai adăuga și bunicii. Nici n-am știut că e așa frumos cu să fii bunic. Soții au înflorit de când e bunică. Zâmbește, cum l-am văzut în ultima vreme, așa zâmbind. Și ultimul gând cu care mă apropii de încheiere este evidența împărăției lui Dumnezeu. Știți că la un moment dat, când Hristos Domnul a fost blasfemiat aproape, în sensul că a fost pus tu, scoți, draci cu Belzebul, și spunea Domnul Iisus Hristos, dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns Până la voi. Atunci când se întâmplă aceste lucruri ale împărăției lui Dumnezeu de sus, între noi aici a jos, însemnează că împărăția lui Dumnezeu a venit la noi. Și în biserica Emanuel zic, Doamne, mai lucrează încă o dată. <fie> în biserica Maranata zic, Doamne, mai lucrează încă o dată. Și cercetează vasele tale. Că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, spunea Domnul Iisus Hristos, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Evidența împărăției lui Dumnezeu este că avem o viață transformată, o viață nouă. O viață pe care nu o poate avea unul mort din punct de vedere spiritual. Adică noi primim o neprihănire nouă pentru că așa spunea omul lui Dumnezeu Apostolul Pavel, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire. Mergeam odată cu avionul spre România din Austria și în, în, în avion era o doamnă care citea Biblia și avea alte cărți pe care le studia și femeia mi-am dat seama imediat după ce am observat că da, căuta și ea ceva supranatural, dar nu împărăția lui Dumnezeu. Căuta să vadă cum poate să-i meargă bine. Adesea împărăția lui Dumnezeu pentru unii numai sănătate. Dați-mi voie să vă spun și eu îmi doresc în toată inima Dumnezeu mie și dumneavoastră să ne dea sănătate. Dar împărăția lui Dumnezeu e puțin mai mult decât atât. Poate că prin acestea ne modelează mai mult și mai bine. Și ne face să ne legăm inima nu așa de mult. Deși da, noi trebuie să ne împlinim responsabilitățile care le avem pe pământul acesta, dar mai presus de toate, sau printre toate acestea, să nu uităm de împărăția lui Dumnezeu. Să nu uităm de neprihănirea pe care Domnul vrea să ne-o dea, să devenim înaintea Domnului ca un copilaș, să depindem în totului tot de Dumnezeu. În lucrurile mari, chiar și în lucrurile mici. Să depindem de acea neprehănire, haina pe care a pierdut-o Adam prin păcat. Și care acum, prin Hristos Domnul și gerfa Lui, avem dreptul să fim îmbrăcați în haina neprehănirii, în care și prin care poți să simți cercetarea lui Dumnezeu. Dar mai mult, în evidența împărăției lui Dumnezeu este de asemenea prin a avea o pace nouă o transformare nouă, o liniște care vine de la Dumnezeu. Dați-mi voi să vă spun și eu, mă uit la news. Ca dumneavoastră. Te spunea, nu știu dacă nu greșesc, o statistică, că tot la 8 secunde luăm telefonul în mână. Dacă-l avem, dacă nu-l avem. Sper că în biserică dumneavoastră să lăsați măcar aici jos. Aici să nu vorbească telefonul, să vorbească Dumnezeu. Zice amin. O pace pe care poți experimenta când neprihănirea lui Dumnezeu, acea haină spirituală, dacă vreți, în chip simbolic, pe care o pierduse Adam și Domnul Hristos ne-o poate da prin jerfa lui, îți poate atinge mintea, îți poate da pacea care vine de la Dumnezeu. Ce rost să știi tot și să cunoști tot și insomnia să fie caracterul vieții tale în fiecare noapte? Ce rost să trăiești cu remușcările deciziilor incorrecte și neînțelepte pe care toți le-am făcut câteodată în viață? Ce rost să trăim în același iureș al dorințelor lumea acestea în care trăim. Ca cealalt oameni, noi, ar trebui să ne rugăm și să zicem, Doamne, dacă Tu ai ajuns și ești Tatăl nostru, fie binecuvântarea Ta peste mintea, peste inima mea și peste viața mea. Amin. Și cred că aceasta e dorința fiecăruia. Toți ați venit cu acest gând la biserică cu această dorință ca pacea lui Dumnezeu să fie o realitate pe care să o experimentez. Și de aceea spunea Hristos Domnul, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Domnul să-ți dea în dimineața aceasta pacea care vine de la el. Să te liniștești pentru toate nevoile pe care poate s-ar putea să le ai și poate să fi pierdut acea liniște. Și apoi o bucurie nouă, pentru că împărăția lui Dumnezeu este, da, această chemare pe care o are Domnul pentru fiecare dintre noi, să ne aducem aminte că Domnul aceasta ne-a promis că împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură. Și este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Dacă ar trebui să te întreb și fără să dai un răspuns nimănui, ci conștiinței tale, când te-ai bucurat ultima dată de mântuirea care ți-a dat-o Domnul? În care zi a săptămânii ai spus, Doamne, îți mulțumesc că indiferent care vor fi rezultatele alegerilor din America, îți mulțumesc că numele meu este scris? Fie ca numele tuturor să fie scris în ceruri și a celor care poate ne văd online sau poate ne vor auzi într-o zi, pentru că, da, El ne cheamă să avem o bucurie nouă. Dacă, spunea Domnul Iisus Hristos, unor oameni care s-au dus cu o problemă teologică și a spus, uite, oameni aceștia au mers la închinare și au fost omorâți. Și Hristos, Domnul, știu că înțelegeți, Luca 13. Spunea Domnul Iisus Hristos, probabil uitându-se cu dragoste la ei, eu vă spun, nu, și dacă nu vă pocăiți toți, veți speri la fel. De aceea spunea Ezechiel 33 cu 11, întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce are ea. Pentru ce vreți să muriți? Suflet drag, nu știu care-i prioritatea vieții și a inimii tale, a casei tale și care e speranța ta, dar de toată inima te chem împreună cu mine să zicem, Doamne, Vie împărăția ta! Și ajută-mă, Doamne, să-ți văd împărăția care dăinuiește. Da, am probleme, am greutăți, am situații care trec prin viața aceasta și mi-e greu. Dar, Doamne, îți mulțumesc că împărăția ta e în fața ochilor mei. În împără... Prin împărăția ta, Doamne, voi putea să rămân curat într-o lume murdară. Voi putea să rămân moral într-o lume imorală. Voi putea să rămân credinciosul de Dumnezeu când alții întorc spatele. Prin prezența împărăției lui Dumnezeu în viața mea, pot să trăiesc plăcut înaintea Domnului, pot să fiu o binecuvântare pentru cei din jur, dar mai presus să fiu martorul împărăției lui Dumnezeu. Care aceasta dorește Domnul? Ca tu și eu să mărturisim de dragostea și de puterea lui Dumnezeu. Cu câteva ore înainte de intrarea în cer, sau, dacă vreți, a morții evanghelistului american, care e celebru și cunoscut de toți, D.L. Moody, a văzut slava viitoare și el a strigat, pământul se îndepărtează, iar cerul se deschide. Dumnezeu mă cheamă și trebuie să plec. Aceasta este ziua încoronării mele. Frate și soră, haideți să ne privim la Împărăția Lui Dumnezeu. Vă invit cu acceptul fratelui David să ne ridicăm cu toți în picioare și aș vrea să încheiem slujba aceasta. Nu știu care sunt lucrurile care te frământă. Nu știu care sunt săgețile arzătoare a celui rău, cu care izbește în credința ta. Nu știu care sunt piedicile care ți le pune. Dar știu un lucru. Împărăția lui Dumnezeu e veșnică. Și Domnul în dimineața aceasta se poate ocupa de tine, oricine ești. Și aș vrea să mă sprijiniți în rugăciunea aceasta de încheiere, rugând ca Domnul să-și pună mâna încă o dată peste fiecare dintre noi.